Data de 1 mai este cunoscută și ca Ziua Internațională a Muncii, sărbătorită în multe țări, inclusiv în România. Pentru majoritatea țărilor din Europa, 1 mai este o zi liberă legală. Organele abilitate ale județului nostru vor fi în acest weekend la datorie pentru a preveni posibilele incidente neplăcute. În țara noastră, 1 mai, Ziua Muncii, a fost sărbătorită prima dată în 1890, în timpul domniei lui Carol I. Ziua a devenit sărbătoare națională în perioada comunismului, când erau organizate manifestații propagandistice de amploare pe marile bulevarde și pe stadioanele din toată țara. În perioada 29 aprilie, 1 mai, vor fi prezenți la datorie 410 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți și vor acționa cu 26 de aparate radar pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică, astfel încât toți cetățenii să petreacă Ziua Internațională a Muncii în siguranță. Măsuri preventive pentru liniștea și siguranța cetățenilor. Polițiștii mehedințeni intensifică acțiunile pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică în perioada 29 aprilie, 1 mai, anul curent. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți recomandă cetățenilor care doresc să marcheze Ziua Internațională a Muncii prin ieșiri în aer liber să respecte cu strictețe măsurile de prevenire și stingerea incendiilor, având în vedere că în această perioadă mulți dintre cetățeni vor alege să-și petreacă timpul liber prin ieșiri la iarbă verde, cu precădere în zonele turistice, pentru ca distracția să nu fie tulburată de evenimente nedorite. Pompierii mehedințeni reamintesc necesitatea respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți recomandă cetățenilor care doresc să marcheze Ziua Internațională a Muncii prin ieșiri în aer liber să respecte cu strictețe măsurile de prevenire și stingerea incendiilor. În acest sfârșit de săptămână, peste 100 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi din municipiul Drobeta-Turnu Severin vor acționa pentru menținerea ordinii publice din zona de competență, având ca misiune principală protejarea persoanelor și prevenirea oricăror incidente care ar putea afecta ordinea și liniștea publică. Jandarmilor mehedințeni în perioada 29 aprilie, 1 mai. În acest sfârșit de săptămână, peste 100 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți vor acționa atât independent, cât și în cadrul dispozitivului integrat de menținere a ordinii publice. Deși sunt considerați o specialitate românească, micii sunt disputați de România, Bulgaria, Grecia, Serbia și Turcia. Povestea micului, pe care românii îl servesc de 1 mai, își are originile undeva în secolul al XIX-lea în Balcani. Legenda românească spune însă că micii ar fi fost inventați într-o seară la un han din București, bine cunoscut pentru cârnații săi.